district Vlad Alexandrescu. Tot ce urmează să zic în acest videoclip este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Totul este bine. Vlăduș, ce mai faci? Bine te-am găsit. Astăzi îi dau dis celui mai cringe copil. Nu mai faci views, frate, știu că îți este greu. Mă bagi în clipuri să mai faci tu un leu. Acceptă, frate, că fetele nu te mai plac. Cancel Vanessa, cred că de asta a plecat bunica ta. Ești atât de plictisitor, frate, nu mai am ce să spun. După ce mă uit la tine, trebuie să mă spăl cu săpun. Bă, Vlad, vreau să zic ceva. Frate, să știi că în tot timpul ăsta eu am fost fanul tău. Ești idolul meu. Glumeam, frate, ce credeai că e adevărat? Am făcut o glumă, cum e relația ta cu Vanessa. Știu că vorbiți des de două ori pe an. Și atunci când trebuie să filmați ceva din două telefoane, frate, eu rezolv tot. Sunt aici cu Vanessa, știi că pot. Bă, frate, tu nu știi că eu sunt șeful. După acest zis, ți-ai pierdut tot cheful. Te dai șmecher cu mașini și lucruri scumpe. Oare te crede cineva că le ai pe bune? Am văzut că mi-ai luat ideea. Știi ce ar fi frumos? Să încerci în clipuri să nu mai fi așa scârbos. Pe bune, frate, ce tot încerci să faci? De un an încoa nu prea ai mai evoluat. Vrem calitate, frate, nu content cringe. Dar ce să îi ceri unui puști cu un vis? Visul tău e să ajungi milionar. Dar mai întâi cumpără-ți un dicționar. Să înțelegi, frate, ce înseamnă normalitatea. Că din câte văd ești paralel cu realitatea. Te pup, frate.